Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult că ați dat curs acestei invitații pe care v-am adresat-o. Lansăm astăzi al treilea raport special al Instituției Avocatul Poporului din acest an. De data aceasta este vorba de un raport special care se referă la deficitul de personal din cadrul poliției și la problematica legată de dotarea logistică a polițiștilor. Alături de mine se află domnul adjunct Mircea Criste, care coordonează acest domeniu referitor și la justiție armată, dar și poliție. De asemenea, alături de noi aici se află doi colegi de la același departament, doamna Daniela Ristea și domnul Ionuț Ionescu, dar și colega noastră de la Biroul Teritorial din Brașov, Cornelia Cor. De fapt, de la dânsa a plecat prima sesizare, ca să spun așa, de unde am ajuns la concluzia că vrem să facem un asemenea raport. În realitate însă e de fapt o istorie ceva mai lungă, pentru că de când au fost situațiile acelea tragice și groaznice în legătură cu fetele care au dispărut, din investigațiile făcute de noi atunci, ne-am dat seama că lipsesc polițiștii care ar trebui să fie prezenți în comunitate și să garanteze siguranța persoanelor. Au mai fost după aceea alte relatări, tot ale dumneavoastră, deci ale presei, privind alți polițiști. La Timișoara a fost o situație unde oamenii nu aveau, din punct de vedere al dotărilor logistice, ceea ce era necesar. Și, repet, anul trecut, pe la începutul anului chiar, a fost o situație care s-a petrecut în județul Brașov, în orașul Victoria, și de acolo am plecat cu investigațiile locale și ulterior ne-am dat seama că de fapt e o chestiune care se petrece la nivelul întregii țări și am ajuns să lucrăm la acest raport pe care astăzi îl lansăm. O să vă rog să-mi permiteți să-i dau cuvântul acum domnului adjunct, domnul profesor Mircea Criste, să ne prezinte câteva aspecte care țin de rolul unui raport special în instituția Avocatului Poporului, metodologia după care a fost redactat și câteva din propunerile pe care noi le-am făcut în urma acestei ample investigații care a durat, iată, un an de zile. Vă rog, domnule Criste. Vă mulțumesc, domnul avocat al poporului. Înainte de toate, aș vrea și eu să sublinez acest fapt care s-a spus, că acest raport este rezultatul unei munci elaborate, unei munci de echipe, care s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă de timp, în care consilierii noștri s-au deplasat în teritoriu, la mai multe secții de poliție, s-a stat de vorbă cu oamenii de acolo, s-au cules date, s-au solicitat informații de la organele ierarhic superioare, mergând până la Inspectoratul General al Poliției, toate acestea pentru a identifica, pentru a vedea care sunt cauzele problemelor cu care poliția română se confruntă și care ar putea fi unele remedii pe care să le propunem în soluționarea, în înlăturarea acestor cauze. Iarăși, de la bun început, aș vrea să subliniez acest fapt pentru a se ști cadrul în care noi ne situăm. Raportul pe care Avocatul Poporului îl prezintă trebuie legat de rolul, de locul și de competențele Avocatului Poporului. Prin raportul special, instituția nu se substituie unei autorități publice, nu ia decizii în locul acestei autorități, nu poate impune o anumită decizie. Rolul este de a identifica acolo unde sunt disfuncționalități în cadrul unei autorități publice de ordin administrativ, de a identifica cauzele și de a propune sau de a spune care este poziția noastră în ce acțiune ar trebui întreprinsă pentru înlăturarea acestor cauze.
Cu privire la acest raport, noi am plecat atât de la sesizări făcute de către cetățeni, pe care nu l-au adresat cetățenii, dar foarte multe sesizări din oficiu, din semnalele trase în mass media. Au fost o serie de acțiuni pe care noi le-am făcut, sau, mă rog, anchete privind dotarea polițiștilor, urmarea semnelor din presă, încercăște armamentul, dotarea cu echipament SEDIC chiar. Apoi a fost acest caz de la Brașov, de care s-a ocupat biroul teritorial de acolo, cu serviciul de noapte în orașul Victoria, mai degrabă neasigurarea acestui serviciu. Acolo problematica a fost chiar mai complexă, pentru că nu exista nici poliție locală. Primăria s-a adresat Inspectoratului Județean, care a răspuns că nu are posibilitatea de a suplimenta personalul cu noi posturi, probabil din motive financiare. Tot din motive financiare, nici la nivelul Consiliului Local nu s-a ajuns la înființarea poliției locale, de aceea noi am extins și la nivelul central anchetele și în această zonă a problematicii structurii de personal în poliția română. S-au făcut anchete la mai multe secții de poliție, atât din țară, din București, la mai multe secții de poliție și la Direcția Generală a municipiului București. Am adresat mai multe solicitări de informații, solicitări de propuneri din partea inspectoratelor județene de poliție, iar răspund mergând până la Inspectoratul General al Poliției. Am primit răspunsul, cu o singură excepție, a Inspectoratului Județean Vrancea. Dar ceilalți toți ne-au răspuns, și nu doar că au răspuns, dar au venit într-un mod proactiv cu propuneri în ce sens ar putea interveni în înlăturarea acestor deficiențe, să zici, sau probleme cu care ei se confruntă. Urmarea acestor anchete și a răspunsurilor primite, am putut trage anumite concluzii care au dus în final la propunerile noastre. Acum, am constatat problemele care sunt legate de selecționarea polițiștilor. Ei, practic, vin din mai multe surse. Sunt odată absolvenții instituțiilor de învățământ proprii ale Ministerului Afacerilor Interne, sunt absolvenți din instituții de învățământ superior cu profil care este apropiat specialităților din cadrul poliției, provin din reîncadrarea unor foști polițiști sau prin încadrare directă pe posturi vacante. Problema care este legată aici este, desigur, acea dinamică foarte fluidă a personalului. Mutările care sunt destul de dese, ieșirile din sistem, mutări care sunt determinate și de faptul că mulți polițiști doresc să se reîntoarcă în zone de unde provin, în județele lor, lăsând descoperite o serie de unități din alte zone geografice, și la aceasta contribuie și o legislație care nu este suficient de acoperitoare. Și mă refer la articolul 21, alineat 11 din legea 360/2002, privind statutul polițistului, care, într-adevăr, are o interdicție de a te muta prin transfer, detașare, delegare, dar numai pentru persoana care dobândește calitatea de polițist prin reîncadrare, încadrare directă. Sunt exceptate, lăsate în afară aceste interdicții, și deci o posibilitate foarte largă de mutare pentru cei care sunt absolvenți ai instituțiilor proprii de învățământ, pentru persoanele încadrate direct ca specialiști sau care provin din rândul ofițerii, care provin din rândul agenților de poliție. Toate inspectoratele ne-au confirmat că această dinamică le creează multe probleme în ceea ce privește asigurarea schemei de personal. Aici se mai adaugă și situația specială cu care poliția română a fost confruntată în această perioadă a pandemiei de COVID-19, unde a primit sarcini
nu știu dacă noi, dar oricum mai multe, în combaterea sau în asigurarea, rezolvarea problemelor de sănătate publică și unde, desigur, lipsa de personal a făcut ca asigurarea acestei misiuni să fie afectată. În fine, dotarea logistică deficitară cu care Poliția Română se confruntă este de natură să afecteze și ea serios activitatea polițistului, fie că este vorba de armament, de stații de misie, recepție sau de autovehicule, fie că este vorba de echipament și sedii corespunzătoare. Urmarea acestor concluzii, sau pe baza lor, ne-am gândit la formularea unor propuneri ce ar ajuta în soluționarea cauzelor, înlăturarea cauzelor generatoare de disfuncționalitate. Sunt propuneri care, multe dintre ele sunt legate de problemele de personal, sunt propuneri care privesc dotarea logistică, dar și activitatea poliției în legătură, desigur, cu schema de personal sau cu problemele de personal. O primă propunere este că acea prevedere a articolului 21, alineat 11 din legea 360/2002 privind statutul polițistului, care prevede o interdicție de mutare, dar nu pentru toate persoanele, să fie extinsă și la persoanele încadrate direct în calitate de specialiști, cât și la ofițerii care provin din rândul agenților de poliție. Mai mult, credem că ar trebui analizată și posibilitatea majorării acestei perioade de timp. A venit propunerea chiar de la inspectoratele județene de poliție de a merge cu această perioadă undeva până la 5 ani, calculată de la numirea în prima funcție. O a doua propunere formulată este cea care privește interzicerea mutării și detașării absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului de Interne în alte unități decât cele în care au fost numiți pentru cel puțin 3 ani, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani. A treia propunere vizează înființarea unei școli de agenți de poliție într-unul din județele din Moldova. De ce? Sunt foarte mulți care și-ar dori din această zonă, care și-ar dori să urmeze o carieră de polițist. Sunt, eu știu, chestiuni de ordin financiar care îi împiedică poate să se deplaseze, să meargă în alte părți, acolo unde există în prezent asemenea școli. Deci înființarea unei asemenea școli care să funcționeze pe linia formării și pregătirea agenților de poliție într-unul din județele din Moldova, cred că ar ajuta de asemenea la soluționarea problemelor de personal. O altă propunere vizează suplimentarea funcțiilor de agenți de poliție în structurile de ordine publică, prin creșterea numărului polițiștilor operativi, adică cei de teren, raportat la numărul de locuitori, în vederea asigurării permanenței la posturile și secțiile de poliție. Creșterea cifrei de școlarizare în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, de asemenea o propunere pe care o formulăm, ca și aceea ca cei nou încadrați să fie sprijiniți, eventual și prin implicarea autorităților locale, în obținerea unei locuințe de serviciu sau alte facilități care să facă atractivă rămânerea în anumite comunități. Desigur, o serie din propunerile care până aici le-am prezentat necesită și modificări legislative. De aceea, o altă propunere este aceea de a Ministerul Afacerilor Interne să fie sprijinit printr-o legislație adecvată care să privească în special sporirea numerică a corpului polițienesc. Avem o propunere care privește instruirea corespunzătoare a polițiștilor. Nu e suficient doar asigurarea unui număr corespunzător, dar să fie vorba de un corp profesionist de polițiști. Deci o instruire corespunzătoare, mai ales în ceea ce privește interacționarea polițiștilor cu cetățenii, cu minorii mai ales. Am avut sesizări și pe acest palier.
precum și adoptarea unor proceduri adecvate general, printr-o instruire generală, dar și printr-o instruire specială pentru anumite cazuri, de exemplu, violența domestică, dispariția minorilor, abuzurilor sexuale, atât față de minori, dar și față de adulți, intervenția negociatorilor, introducerea, prevederea unor proceduri foarte bine elaborate, foarte precise. Cu privire la dotarea logistică, credem că se impune achiziționarea de echipamente care să fie distribuite de urgență în teritoriu și într-un mod transparent, într-o procedură transparentă, și de asemenea asigurarea unor spații adecvate funcționării unităților de poliție, a secțiilor de poliție, și dotarea logistică, de asemenea corespunzătoare, a polițiștilor. În fine, o propunere care leagă chestiunea sau chestiunile de personal cu cea de eficientizare a activității poliției este aceea de a se face demersurile pentru ocuparea prin concurs a posturilor de conducere care în prezent sunt neocupate sau ocupate de persoane împuternicite. Credem că o asemenea măsură ar duce la o eficientizare și o responsabilizare a factorilor de conducere, mai ales la nivelul inspectoratelor județe. Am încercat să parcurg cât mai sintetic, dar fără să las ceva în afară, lucrurile mai de amănunt, pentru că noi avem o parte în care arătăm cadrul legislativ, arătăm felul în care s-au desfășurat anchetele și răspunsurile primite, ele se regăsesc în raport care știu că dumneavoastră l-ați primit, el va fi oricum accesibil și pe site-ul instituției. Înainte de a vă ruga să adresați întrebări, dacă doriți mai multe amănunte, colegii mei sunt aici, vreau doar să vă spun că, așa cum este firesc cu orice raport elaborat de noi, astăzi rapoartele acestea pleacă și către decidenții din fruntea guvernului, dar și din Parlament, adică și președinții celor două camere, premier, ministru de interne, dar și toate persoanele cu funcții de conducere și de răspundere care țin de poliția română. Vă rog frumos, dacă aveți întrebări, vă rog. Dintre cele 41 de inspectorate plus Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, câți dintre șefii acestor instituții ocupă posturile prin concurs? O statistică exactă nu există, însă majoritatea inspectoratelor dețin șefi împuterniciți. Asta este o problemă numai la poliție și la poliția de frontieră și la jandarmerie. Sunt foarte multe persoane care conduc cu împuternicire. Și din investigații pe care le-am făcut, din anchetele desfășurate, am observat că cei care sunt împuterniciți, nu neapărat din rea voință, dar probabil că se implică mai puțin în soluționarea problemelor pe care le sesizează subordonații. Am avut situații în care au făcut solicitare pentru a li se pune o centrală pe gaz sau, de exemplu, chestiuni simple, banale, care l-au adică ar putea fi făcute imediat și care nu s-au rezolvat nici până acum. Acum poate că să nu vorbesc cu păcat, poate între timp s-au soluționat favorabil aceste solicitări. În schimb, polițiștii s-au plâns că se adresează conducerii inspectoratelor de multe ori și durează foarte mult până ei se răspunde sau până când se face ceva în sensul în care au solicitat. După păcate, este o problemă mare. Pentru că aveți un spațiu de timp de când nu s-au mai organizat concursuri pentru aceste funcții de poliție? Ele, din câte știu, se organizează, dar nu știu care sunt motivele pentru care nu se ocupă acele posturi. În ultimul timp nici nu știm exact dacă s-a mai făcut vreo selecție în acest sens. Însă trebuie făcut neapărat de mers în sensul ăsta, pentru că lucrurile stagnează de foarte mult timp și este o problemă de organizare internă a poliției. Ați făcut niște propuneri. După, ați menționat niște cazuri. Unul dintre ele era Caracal, vorbeam despre fetele dispărute, și al doilea era incidentul la Timișoara, probabil cu individul care a mușcat un poliț în gât. Care au fost, adică ce deficiențe ați constatat dumneavoastră în cazul Caracal? Odată, și apoi mă interesează foarte mult și în a doua speță, pentru că acolo știu că IGPR-ul a anunțat că nu a fost o problemă de natură logistică și la concluzia că nu a spus adevărul.
La Timișoara, spuneți, da. A doua parte. La Timișoara a fost o problemă, într-adevăr, de dotare și noi asta am constatat atât privire la armament, care era destul de vechi și depășit, dar și faptul că nu a existat această dotare cu un echipament de protecție, veste anti-înjunghiere sau anti... Deci ele n-au fost, nu că n-a fost nu știa la fel în sambră. Este o problemă cu veste. Am zis că exista acest deficit, că nu aveau. Nu că nu aveau chiar polițiștii care au fost, că nu existau în... Dacă ar fi fost, polițiștii ar fi 36. Acum mă pune să grijesc ceva ce n-aș putea, dar ideea este că orice asemenea intervenție în orice poliție din lumea aceasta, ei ar trebui să fie dotați, să fie protejați. Da. În cazul Caracal a fost o situație de disfuncționalități la nivelul poliției. Sigur, și cu privire la personal, și la Caracal, de câte eu mă amintesc că acolo nu există poliție locală, am avut nu neapărat legat de această situație sezări în acea zonă, că nu se efectuează un serviciu de noapte și chiar după masa târziu nu mai reușești să ai acces la poliție, nici apelând 112, intervenția se face cu destulă greutate, de la mare depărtare vin echipajele. Și în cazul acela, sigur, au fost unele deficiențe legate de funcționarea acelui serviciu de intervenție de 112. Adevărul e că, în paralel cu demararea sau cu demersurile noastre, ați constatat și dumneavoastră o serie de măsuri ulterior întrebărilor care noi le-am adresat, ne-am adresat întrebări la vremea respectivă către toate autoritățile, unele măsuri au fost luate, au fost introduse cu privire la acel serviciu 112, la instruirea personalului, că noi vizam lucrul acesta, felul în care se face selecția și instruirea. Speța de la Onești cumva a intrat în ancheta pe care ați făcut-o? Pentru Onești avem o sesizare în derulare, deci astea sunt concluzii mai degrabă unor anchete derulate cu mai mult timp în urmă. Noi avem încă în derulare o serie de cazuri privind violența manifestată de polițiști, felul în care intervin, inclusiv ce ați menționat dumneavoastră, cazul Onești. Dar noi în raport ați văzut, noi am introdus necesitatea, am văzut de la mai multe cazuri, deci nu numai aceasta. Erau abuzuri de natură sexuală asupra unor persoane adulte, nu numai minori, unde intervenția era oarecum deficitară. Ai deficitar, și aici am văzut, numai să-mi termin ideea, aici am văzut lipsa unor proceduri foarte clare, adică polițistul, în momentul în care intervine, el să știe niște pași pe care trebuie să-i urmeze. Asta duce la o eficientizare a intervenției, la scurtarea unui timp a intervenției și a rezultatului intervenției. Și același lucru l-am constatat la Onești și am spus că ar trebui asemenea procedură și de acolo așteptăm încă niște răspunsuri în felul în care ei concret au acționat și ce fel de procedură au aplicat. Poate că ar fi bine să intervin și să vă precizez următorul lucru. De foarte multe ori, când noi vedem relatările pe care presa le face în legătură cu o situație sau alta, noi ne sesizăm din oficiu. Acest raport nu are în vedere fiecare caz în parte. De fiecare dată când sunteți interesați să aflați dacă avem o sesizare sau când se va finaliza, așa, vă rog să ne adresați întrebări și noi vă răspundem în funcție de ceea ce avem în lucru în acel moment. Raportul, după cum vedeți, se referă la o situație generală. Am constatat că, de fapt, nu sunt polițiști suficienți. Clar, sunt probleme în instruirea lor, pentru că, de fapt, în funcție de categoriile de fapte, de victime, instruirea ar trebui să fie una specifică fiecărei situații sau categorii de situații. Și ne-am referit inclusiv la problemele de echipamente pe care le au sau nu le au la dispoziție. Știind, de exemplu, că la un moment dat au fost făcute niște achiziții de revolvere și de alte tipuri de echipamente, am adresat o astfel de întrebare, am primit un răspuns destul de evaziv, pentru că noi am solicitat să ni se spună dacă au fost date și unde, inclusiv
dacă polițiștii au fost instruiți cum să folosească aceste noi echipamente cu care nu mai erau obișnuiți până atunci, am primit doar un răspuns evaziv, în sensul în care da, au fost distribuite, punct. Unde, când, cum și ce tipuri de instruire au fost făcute, asta n-am mai, nu ni s-a mai spus. Dar, repet, pentru fiecare caz individual, poate că pentru unele nu ne sesizăm, că poate ne ajung nici la cunoștința noastră. Pentru că unele dintre aceste situații au fost niște războaie interne care s-au relatat în presă și am constatat că, mă recun, raportul nu este politizat. Drept pentru care am adresat niște întrebări pe tema asta, că chiar nici nu ne propunem să intrăm noi în lucruri de genul acesta. Deci, din punctul nostru de vedere, singurul motiv pentru care ne implicăm în acele cazuri și am și elaborat acest raport este că pe noi ne interesează siguranța cetățeanului, dreptul lui la viață, la integritate și siguranța în general a cetățeanului și a comunităților. Aveți idee câți polițiști operativi în 100 de mii de locuitori? Nu avem această informație, însă vă putem spune punctual alte detalii referitoare la ce am descoperit în anchete și referitoare la lipsa polițiștilor. De exemplu, în București, la 100 de poliție, sunt 600, erau la data anchetei, că poate acum s-au schimbat lucrurile, erau 600 de dosare cu autor cunoscut în lucru la 13 agenți de ordine și 6 ofițeri. Deși în schemă sunt 32 de posturi prevăzute. Vă dați seama că un ofițer care are 100 de dosare, cum poate să lucreze eficient și repede? Este o problemă, într-adevăr, mare de tot lipsa de personal. Iar la mediul rural este și mai tragică situația. Eu aș vrea să fac puțin și față de ce s-a discutat puțin mai înainte, o singură precizare scurtă. Nu trebuie să uitați faptul că acolo unde există o anchetă penală demarată, noi nu putem interveni potrivit legii, noi nu putem să ne referim la actele autorității judecătorești. De multe ori la intervenția polițiștilor se face și un dosar penal, pentru că e vorba de violență, e vorba de rele tratamente de altfel. Deci în acel moment, practic, tot ce înseamnă fapta aceea, noi nu putem continua. Dacă mai avem dosarul pe rol și mai facem cercetări, sunt doar pentru aspecte administrative, pentru existența, cum arătat, a unor proceduri, a unor aspecte ale fenomenului general, să spunem, dar nu focusat pe inovații sau așa mai departe. De exemplu, pot să vă dezvălui, fără să fac cine știe ce mare dezvăluire, că ne gândim foarte serios ca în perioada următoare să avem o întâlnire, o masă rotundă, evident cu participarea și a presei, cu responsabili din poliție, în care să discutăm aceste aspecte, nu doar cele din raport, ci inclusiv faptul că, după cum relatați dumneavoastră în diferitele medii de comunicare, numărul comportamentelor violente ale poliștilor, numărul acesta a crescut foarte mult. Și vrem nu să înțelegem, că aici nu e nimic de înțeles, vrem să identificăm soluțiile, vrem să vedem ce anume trebuie neapărat făcut pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple. Eu cred că a fost o perioadă destul de lungă de timp când parcă nu mai eram confruntați cu astfel de știri. Cel puțin așa mi s-a părut. Acum însă, relatările dumneavoastră din presă ne arată că sunt numeroase astfel de situații și am dori să avem o astfel de discuție, mai ales că acum avem și un șef al Inspectoratului General al Poliției, care este stabil. Stabilitatea în funcție este o chestiune foarte importantă, apropo de ce vă spuneau colegii mei privind organizarea concursurilor și ocuparea funcțiilor prin concurs. Revenind la spunea dumneavoastră că ați observat o creștere a violenței și raportat la faptul că nu există proceduri, referindu-mă la cazul de la Arces, de exemplu, uitându-ne cu toții la filmări, am constatat că polițistul de acolo a aplicat practic ce a învățat în școală. Asta scrie în procedura lor din 2007. Așa arată toate filmulețele lor de prezentare de instruire. Astea sunt lucruri pe care trebuie neapărat să le discutăm și, evident, propunerile noastre, de asta vrem să avem o discuție ca o masă rotundă, așa,
să facem aceste propuneri, lucrurile trebuie să se schimbe, cred, inclusiv în ceea ce privește programa lor, că este vorba de academie, că este vorba de școlile de poliție, clar trebuie. Adică ei asta învață la școală. Știți, asta mi-aduce aminte de începutul anilor 90, nu i-ați prins, că sunteți mult mai tineri decât mine, când polițiștii erau, de fapt, instruiți la data aceea, că de-abia trecuseră din miliție, da? Erau instruiți ca în armată. Persoana pe care o vedea era adversar, adversarul trebuie eliminat. Deci ei erau învățați să tragă ca să elimine. Sunt etape pe care, sigur că da, o societate democratică, să spunem așa, le parcurge în felul în care își schimbă mentalitatea, dar uite, ce spuneți aici este un lucru de maximă importanță. Asta trebuie să se schimbe. O să le spuneți asta celor de la IGP, de la Ministerul de Externe? Dar noi să știți că le-am tot spus, adică după fiecare caz în parte de care ne ocupăm, noi le trimitem fie adrese, fie recomandări, recomandarea fiind maximum ce putem face, pentru că instituția asta este o instituție de mediere, da? Noi nu sancționăm, nu facem niște propuneri și uneori le facem sub forma unor recomandări, dar care au forța juridică a unei recomandări, atâta tot. Dar sigur că da, lucrurile acestea le spunem tot timpul. Eu insist pentru că noi am întrebat și nu au privit-o ca pe o problemă, adică a fost strict din punctul lor de vedere al decidenților, a fost problema polițistului de acolo. Oricât că un polițist nu are precizia unui chirurg în momentul în care se află într-o situație de genul ăsta și să-și dozeze forța în așa fel încât, adică în procedura lor scrie clar că trebuie să-i pună piciorul pe gât. Lucrurile astea ar trebui schimbate, de asta... Da, noi vă promitem că în momentul în care vom decide să facem o astfel de întâlnire și chiar vrem să facem o astfel de întâlnire, evident, lucrurile acestea le vom discuta. Pentru că procedurile trebuie să fie în așa fel făcute încât să-i ofere și polițistului posibilitatea de imobilizare, dar și persoanei care este imobilizată șansa de a nu fi rănit dincolo de ceea ce este minim necesar, dar sub nicio formă, Doamne ferește, să-și piardă viața. Dacă îmi permiteți, vreau legat de această chestiune să vă spun că v-am amintit mai înainte că avem câteva sesizări pe rol în lucru acum pe aceste aspecte. Să știți că în ele noi am cerut inclusiv să ne comunice care este programa școlară la instruire, felul în care sunt ei făcuți. Mai departe însă, indiferent de ce vom constata, tot la o propunere vom ajunge. Noi nu vom putea interveni într-un mod direct. Iar cu privire la propuneri sau atenționări că le-am făcut înainte, sigur am făcut, dacă vă uitați, o recomandare pe care Avocat Poporul a dat-o în această perioadă de pandemie, este recomandarea 95 de anul trecut, să vedeți o serie de asemenea propuneri legate, vizează și problema de personal, dar și alte o serie de probleme, destul de elaborată cu multe propuneri. Și ați primit programa școlară? Poftim? Ați primit programa școlară? Nu. Nu, că dacă e, v-aș fi zis mai multe, da. Și aș vrea să mai spun eventual că acest raport ar trebui înțeles, nu ca un raport pe care noi îl facem împotriva cuiva sau. În general, rapoartele sunt făcute ca să ajute. Da? Și aici la fel ne-am gândit, pentru că sunt multe probleme care poate depășesc pe cei care ar trebui sau care au managementul acestei probleme. Sunt de la un alt nivel. Prin cuprinderea lor în raportul nostru sau prin atenționarea care o facem, noi vizităm inclusiv alte autorități care să intervină și să ajute la deblocarea acestei situații. Deci nu este un raport care noi punem pe cineva la zi. Dimpotrivă, el trebuie înțeles ca venind în sprijinul soluționării unor probleme. Ba, de cele mai multe ori trebuie să vă spun că cei din administrația locală, administrația, pentru că administrația e cea cu care noi interacționăm, ne solicită să mai punem ceva printre propuneri, pentru că în felul acesta ei se pot duce mai departe și pot spune, uitați, și Avocatul Poporului insistă pe asta și obțin lucruri care poate altfel ar fi normal să le obțină mai ușor, dar nu întotdeauna e așa. Cred că mai vroia colegul meu să spună. Puțin la procedura de imobilizare, că e important. E normal ca o persoană să moară în timp ce este imobilizat de polițiști.
Scopul nu este acesta. Scopul este să-l imobilizăm ca să ducem eventual, să-l identificăm, să facem alte probleme. Dar nu se poate, este inadmisibil. Se pare că aceste proceduri de imobilizare sunt depășite sau nu sunt înțelese corect de către cei care le pun în aplicare. Asta nu se explică. Sau instruirea nu este corectă. Plus instruirea. Firmulețele lor de prezentare oficiale, așa se face. Le-am văzut și noi, dar în primul rând că sunt, probabil, mă gândesc că trebuie schimbată toată procedura, pentru că trebuie să țină cont polițistul de persoană, de greutate, de vârstă, de fel de detalii care trebuie puse în practică. Teoria de practică este alta. Nu se poate să omorăm un om mai pentru că refuză să se legitimeze sau că refuză să părăsească o zonă. Este inadmisibil. Asta ce să spun și eu zic că asta trebuie schimbată. Nu e normal. Nu e normal. Pe timpul cât se aplică presiunea, până în ce moment, cum se intervine problema, să știți că iarăși ajungem la problema de personal, pentru că și se regăsește în raport. Unele aspecte care ne-au fost semnalate este tocmai această dinamică, ieșirea din sistem prin pensionare a unor ofițeri cu experiență mai vechi și din această cauză au o problemă de instruire a celor noi veniți, pentru că instruirea, sigur, se face și în școală, dar foarte mult instruire se face, să zic așa, ucenicii la locul de muncă, dar ce îl faci și prin practică. Dacă n-ai lângă tine pe cineva cu experiență care să te mai dirigeze, sigur. Și ce e mai șocant este că la cel puțin la eventul de la Pitești, mai erau oameni, mai erau și alți agenți în jurul respectivului și n-au spus nimic. Asta este cel mai interesant lucru. Adică, înțeleg că cineva greșește, dar ceilalți care sunt împrejur, ar trebui să-i atragă atenția. Doamne, vezi că exagerezi. De genul ăsta, de viața unui om depinde de viața unui agent, cred că ar trebui, că se poate întâmpla asta oricând, oriunde, la Botoșan, la Suceava, oriunde. Da. Adică lucrurile ar trebui schimbate de la bază. Au mai fost situații în care s-au întâmplat, dacă vă ajungeți aminte, da, nord, cred că în Câmpul Lung sau... Au mai fost, noi am mai avut niște dosare de genul acesta cu folosirea excesivă a forței care a dus la rănirea gravă a persoanelor. Fost cazul în care s-au folosit gaze lacrimogene într-un neadecvat, o intervenție la un moment dat a jandarmilor la metrou, iarăși excesiv puțin. Până la urmă sunt lucruri punctuale, e responsabilitatea Ministerului de Interne să le... să le soluționeze. Noi putem trage semnale și să-i le cerem să aibă această problemă în atenție, să o rezolv. Revenind la dotări, ați constatat și noastră că s-au făcut niște achiziții și nu prea transparente. Întrebând polițiștii cu care noi comunicăm destul de des, ne-au atras atenția nouă, de exemplu, că e o problemă la bastoane, nu merg, căștile sunt cum sunt. Ați primit astfel de sesizări din partea polițiștilor din teren care... Ziceți că aici chiar nu știu. Aici pot să vă spun în detaliu. Dacă cumva imaginați că în orașele mari situația este cât de cât în regulă, în mediul rural este o situație de avarie. Oamenii nu au chestiuni minimale. Nu peste tot. În schimb, am constatat că ele sunt distribuite puțin ilogic. De exemplu, acolo unde au nevoie de etiloteste, mă refer la polițiști, dar rutieră nu există. Sunt neapărat adicția rutieră de înghetoare, nu. Dar sunt, de exemplu, zone în mediul rural unde polițiștii au și atribuții pe linie rutieră. Nu au etiloteste. Cum să ia acolo mie cuiva dacă n-ai etiloteste? Parcul auto este învechit. Nu au veste reflectorizante, veste antijunghiere, veste antiglonți, nu mai spun. Bastoanele și căștile astea deja sunt ceva, cum să zic, ușor. Vorba de armament. Armamentul este vechi, depășit în punct de vedere fizic și moral, ca să spun așa. Deși sunt, pistoale Carpați model 74, ele sunt depășite din punct de vedere tehnic. Acum tehnologia a avansat. Infractorul nu vine cu un Carpați 74, vine cu alt armament. Și cum poți ca polițist să reacționezi în timp eficient și rapid? N-ai cum. Problemă și cu benzina. O să vă spun că sunt niște chestii, am rămas absolut uluiți. Deși apa benzinăria în față, la 20 de metri, alimentau de la 12 km mai la depărtare. Pentru că IPJ-ul în zona respectivă a făcut contract cu altă firmă, Alpeco decât, altă stație de benzină decât doar ea acolo în față. Sunt multe chestiuni care aparent sunt minore,
dacă afectează viața de zi cu zi atât a polițiștilor cât și a cetățenilor care intră în contact. Pentru că vă imaginați că dacă un cetățean vine la, nu mă mai spun că am uitat să vă spun, de stația de emisie recepție. Situația este atât de gravă în zonele montane. Acolo nu există semnal peste tot, la stație de emisie recepție. Vă dați seama, cineva sună la telefon, alo, sunt, nu știu, mi s-a furat ceva și nu poți să vorbești cu polițiștul din teritoriu. Pentru că nu au semnal. Am înțeles că cel puțin trei secții de poliție ne-au spus că acest motiv pentru care nu au semnal este faptul că relele din zona lipsesc. Relele care ar trebui fie montate de STS, după câte am înțeles, dar nu garantăm că așa este. Problema este că în zonele montane, pur și simplu, stația de emisie recepție nu au semnal. Nu peste tot. Polițiștii, nu știu dacă știți, dar vorbesc mai mult, comunică între ei prin WhatsApp. E normal. Dacă nu merge stația de emisie recepție, comunici pe WhatsApp. Pe WhatsApp comunicăm noi, între noi. Dar nu ca organ de poliție, organ de ordine. Acolo sunt și date personale care pot fi puse în pericol prin WhatsApp, că WhatsApp-ul poate fi supravegheat de oricine. Nu se poate, sunt niște chestiuni minimale. Nu mai spun de dotările, nu știu, de clădiri. Unele dintre ele sunt adevărate relicve, cel puțin în București au trei secții de poliție pericol public, care trebuie demolate neapărat, adică e un pericol și pentru cei care lucrează acolo și pentru cei care interacționează cu polițiștii. Ați fost în acele sete? Da, bineînțeles, arată geamii. Imagini se dați și nu aveți? Ce anume? Imagini se poate să ne puteți. N-am făcut poze că nouă ni se iau telefoanele la intrare, să nu credeți că avem regim special, nu. Dar să le descrieți un pic? Da, sunt vechi, igrasie, mobilier învechit, pereți scorojiți, miros, cam tot ce se poate exista într-o clădire veche, plus risc seismic. Acum nu știu, înțeleg că este o lipsă de fonduri, dar nici chiar așa, adică cât o să mai stăm, poate cu de la Revoluție 30 de ani, când ne putem reveni din treaba asta. Sobele de la Fonda, ați văzut? Am uitat să vă spun, mă iertați. Bine cum ai stat, să-mi te mulțumesc. În mediul rural există sobe pe lemne. Polițiștii taie lemne în fundul curții. Așa sună pitoresc, numai că puteau să facă altceva în timpul ăla, mă gândesc. Apă curentă nu este peste tot. De exemplu, am găsit o secție de poliție în județul Prahova, unde polițiștii se plângeau că instalația electrică face scurt-circuit două, trei ori pe săptămână și nu s-a rezolvat niciun fel de problemă. În continuare, s-a dat becurile, este risc de prăbușirea tavanului și nu au făcut absolut nimic. Atunci, la data anchetei. Mi-a mai dacă cumva acum s-au rezolvat problemele așa cum sperăm cu toții, dar nu cred. V-am spus de parcul auto, deși parcul auto eventual se poate spune că e puțin înnoit. În schimb, el nu corespunde cerințelor fizice. O auto special la poliție nu poate duce mai multe persoane în același timp la secție. Și am primit reclamații, plângeri din partea polițiștilor că nu există dube. Dar nu dube la jandarmerie, alea sunt povesti de dube de poliție, cum erau înainte pentru transport multiplu. Și polițiștii sunt obligați să facă 10.000 de drumuri dus în tot, dacă este un eveniment cu mai multe persoane, se pierde timpul. Nu mai timpul, și carburantul, se uzează și mașinile, pentru că sunt unele care au atins 1.000.000 de kilometri. Bine, au fost scoase din os, dar mi s-a dat un exemplu în stilul ăsta. Deci așa am înțeles că la nivelul Bucureștiului n-a existat decât o dubă, dar v-am spus, asta a fost la data anchetei, poate acum s-a rezolvat, dar nu cred. Ce să mai spun? V-am spus, stația de emisie recepție, am înțeles că sunt mai bune, așa au spus polițiștii, sunt mai bune cele vechi decât cele noi. Pentru că se descarcă mai, cele noi se descarcă mai repede și nu au semnat peste tot, chiar în București, nu vorbesc de mediul rural. Să nu uit, în mediul rural nu există deloc mașini de teren, nu deloc. Acolo unde există nevoie de ele, într-adevăr. De exemplu, am avut o reclamație de la un domn polițist, care voia să ziceți prima balcună duful, aveau acolo în zonă fut de lemne. Și trebuiau să alege după hoții de lemne cu mașini de oraș. Dar nu că alegau până oraș, alegau până pădure. Și cum să mergi fără o mașină de teren în pădure? Multe chestiuni elementare, care aparent sunt minore, dar care afectează puternic poliția în sistemul în profunzime. Nu vă zic de echipament, acum câteva zile sau cred că ieri se plângea un polițist în presă că avea pantaloni rupți.
materiale, probabil că materiale proaste, unii dintre ei se plângeau că nu au în bocanci și că le intră apa, că de prostă calitate. Vă spun ce am auzit de la polițiști, nu inventate, nu auzite în alte părți. Bă, nu știu cât de mult cunosc și cei de la conducerea, de la nivelul superior al poliției, chestiunile astea. Așa teoretic, dacă vorbim, primim răspunsul de la ei, sunt tot ok, frumos, s-au făcut achiziții, foarte frumos. Problema este că în teritoriu nu prea se văd, nu știu unde a fost repartizate. O să, nu știu dacă, noi ne gândeam cumva să mergem să verificăm dacă s-a făcut ceva în sensul ăsta. V-au răspuns cu privire la aceste repartizări pe județe? Nu. Nu, nu, nu. Doar general că toate au fost repartizate. Atât. Deci nu ne-au spus pe județe, nu ne-au spus, că noi nu ne-am interesat de cum s-au făcut achizițiile, că nu este competența noastră. Dar am dorit să știm într-adevăr repartizările, când au fost date și unde au fost date. Pentru că așa ne-ar fi fost și nouă mai ușor după aceea să urmărim. Hai să ne ducem în județul cu tare, că asta am și vrut să vedem măsura în care au ajuns efectiv pe teren la cei care au nevoie. De ce acceptați răspunsurile astea în bătălie? Ce anume? De ce nu e obligați în instanță să vă răspundă Stai. Deci, cum vă ziceam, instituția asta este o instituție de mediere. Să știți că și noi primim răspunsuri pentru noi, legea prevede la fel, 30 așa de zile. Așa ne răspund și nouă, nu spune nimic. Da, așa ne-au răspuns și nu, răspunsul ăsta chiar l-am primit după mai multe telefoane, după multe insistențe. Da. Și le semnăm. Deci, asta e poate a doua. Nu mai vorbesc de asta. A venit prin e-mail, mă rog. Bun. Dacă ne-am duce în instanță de fiecare dată, noi n-am mai soluționat niciodată niciun dosar. Raportul ăsta ar fi venit la noastră peste 2 ani, dacă așteptăm să... Deci, sunt și constrângeri de genul acesta. Avem destule și în instanță, nu vă faceți probleme altele. De-aia spun că aici poate că soluția mai bună sau mai, hai să spunem, mai eficientă ar fi într-adevăr să avem o întâlnire, să discutăm cu toți care sunt în conducere și care au responsabilitatea diriguirii activității poliției și să vedem acolo, la fața locului, ce probleme identificăm și ce soluții propunem noi, ce soluții acceptă și ei, pentru că, repet, nu le putem impune noi. O singură problemă mai vreau să vă spun. Secțiile de poliție sunt subdimensionate raportate al numărului de locuitori. M-am spus că nu avem o statistică exact cât poliție sunt acusate de locuitori, dar văzând acolo fizic, de exemplu, este o situație ciudată, absolut ciudată, pe care n-am putut să o explic. Este o secție de poliție în zona Parcului Eroilor, care are competențe tocmai aproape de Bragadiru. Vă dați seama, mi a rămas tablou când am văzut cum Dumnezeu de la Eroilor să aibă competențe până în Bragadiru. E vorba și de chestiune de organizare administrativ, teritorial, a Bucureștiului, nu știu, dar cum se poate să ai competențe de la Eroilor până aproape de Bragadiru, sectorul 6, Eroilor fiind sectorul 5. Când mi s-a spus că așa asta problema este de ani de zile, că nimeni n-a făcut nimic și că ei au încercat să facă demersul și nimeni nu i-a băgat în seamă. Ne-au comunicat polițiștii, nu altcineva. Și că o patrulă de la secția respectivă este relocată în fiecare zi, tocmai aproape de Bragadiru. Bine că ei sunt colegi, acolo secția 25, să ajută unii pe alții. Dar totuși mi se pare normal. Adică, cum să, ca și cum avea necompetență la, nu știu, Australia. Este o chestiune ciudată. Sunt chestiuni de bucătărie internă care sunt nerezolvate de ani de zile și nu vedem să înțelegem de ce. Asta este. Și în principal, asta deranjează lipsa de implicare. Asta este cel mai important lucru. Că vorbeați mai devreme despre situația asta din țară, unde nu se răspunde nici măcar la apelurile pe 112. Da. Este o situație pe care o întâlnim în general în mediul rural în România? Să știți că în mediul rural nu au telefoane toate. Deci nu merg telefoanele unde am fost în ce puțin am sunat. Am fost, de exemplu, în Constanța. Nu mai spun că eu secția încuiată. Postul de poliție a încuiat. La Valul lui Traian. Ca să fiu mai exact. Deși am anunțat că venim într-o anchetă, n-am ajuns acolo, ușa era încuiată și era pe geam un număr de telefon. Am sunat și la acel număr de telefon, nu ne-a răspuns nimeni.
Am făcut o sesizare la Inspectoratul Județean Constanța, mi-au spus că erau pe teren și că... Și cam întârziană, de parcă acolo totuși nu poți de poliție, acolo să închide cal alimentare la bara 4, au plecat acasă, nu se poate. Și dacă se ducea cetățeanul care nu pățea ceva... Asta spun trebuia și eu, exact. Trebuia să sună la numărul de telefon, dar am sunat și noi și nu a răspuns. Nu răspunde nimeni. Adică... Și nu e prima dată, am fost și eu la Poiana Măruri, unde nu... Nu mergea telefon, mergea telefon. Acolo, dar era cineva. Dar era acolo cineva, dar telefonul nu merge tot. Da, din păcate să știți că asta este o situație, mai ales în mediul rural, unde nu sunt polițiști suficienți. Practic, după ora 4 nu mai găsești pe nimeni. Ori iertați-mă, dar omul are nevoie... E o situație generală? Nu știu să vă spun dacă e generală, că n-am făcut o statistică, nici noi n-am putut să acoperim toată țara, de aia colegii mei vă vorbesc de unele anchete, au fost făcute așa, random. Se organizează patrule pe timp de noapte, adică chiar dacă nu e nimeni efectiv la sediul de poliție, sunt patrule care merg din sat în sat și... Dar mi se pare că sună cetățeanul și acolo nu e nimeni, degeaba am becunsat în stat, că nu se știe. Păi exact, asta este vorba. Deci răspunderea este, chestia e că postele, posturi de poliție care erau aproape și în sate și peste tot au fost desființate, înlocuite cu această organizare zonală puțin și unde dintr-o comună se acoperă o rază mai mare. Și este o patrulă din acea comună care trebuie să acopere tot. Care câte sute de kilometri trebuie să facă? Depinde de fiecare zonă, depinde de configurație. Poate nu e mult, dar trebuie să urce dealul sau să treci. Deci sunt multe aspecte care intervin. Și problematica este nu că nu ai acces la 112 sau nu anul. Este cât trece, care e timpul de răspuns, de la cel de la 112 până când transmite, până când acela pleacă din locul de unde era. Am avut situații în care au ajuns după, eu știu, o oră, după mai mult timp, într-un loc unde poate e nevoie de o intervenție în câteva minute. Deci sunt situații care nu că nu vor să reacționeze, nu pot fizic, efectiv, pentru că sunt adăpătare de eveniment. Vă dau un exemplu, uitați, de exemplu, la secția de poliție orală Drajna 11, nu s-a comunicat că există o singură vestă anti-înjunghiere la 8 ofițeri. O singură vestă la 8 ofițeri. Vă dați seama... nu că le este pusă viața în pericol lor ca ofițeri, dar ce eficiență mai are atunci, cum să acționezi știindu-te că tu, ca polițist, poți să păstrezi ceva dacă nu ești protejat în prima linie tu, ca polițist? Cum să mai fii eficient față de oameni? Că nu prea e cum. Situația legată de faptul că după un anumit interval orar cetățenii nu mai găsesc pe nimeni în secția respectivă de poliție. Puțin mai tare. Este și o situație cu care ne-am întâlnit chiar la Victoria, tot așa, poliția orașului Victoria lucrează în schimburi. Cetățenii au reclamat faptul că nu există polițiști în serviciul de noapte. Însă ni s-a spus că în cazul în care există un eveniment, chiar dacă secția de poliție efectiv este închisă, oamenii sunând la serviciul de urgențe 112, cel care este la dispecerat, pentru că există dispecer în ture de 24 de ore, dispune măsuri protocolare, întâi anunță șeful de subunitate, care dispune aceste măsuri protocolare, inclusiv cu persoana angajată de la dispecerat din momentul respectiv. Într-adevăr, au existat întârzieri, pentru că dacă patrula respectivă este la 20 de kilometri, cum era în cazul Victoria, era o patrulă de la comuna Voila, într-adevăr, până ajunge polițistul la fața locului, se dezamorsează chiar și conflictul. Sau cineva, Doamne ferește, își pierde viața pentru că, până intervine... Da, de-aia noi am identificat lipsa polițiștilor ca fiind o problemă uriașă și sigur că de-aia merge mână în mână cu problema dotărilor, cu echipamentul de care au nevoie și pentru autoprotecție, dar și pentru intervenție, bineînțeles. Cât de gravă este situația? Foarte gravă. Și acum am expus-o. Este, este. Adică e clar că e nevoie de hotărâre, de hotărâre politică până la urmă, pentru că decizia este una politică de intervenție pentru mărirea numărului de persoane care să fie angajate cu tot ce înseamnă asta, da? Inclusiv cu școli adiționale în Moldova, cum am sugerat noi, și probleme financiare, pentru că asta înseamnă și bani, da?
ca să-i poți plăti bani pentru instruire și bani pentru dotarea cu echipamente. Dar credem că e foarte important pentru că, repet, e vorba de siguranța oamenilor, de viețile lor, de siguranța comunităților. Noi am spus de multă vreme aici, încă de anul trecut, de când a început această pandemie, și am văzut că, mă rog, știți, mulți s-au întors în țară, acum au mai plecat, e foarte fluidă situația. Dar dacă această pandemie și măsurile luate vor afecta din punct de vedere economic și social foarte multă lume, știți bine că asta atrage după sine o creștere a gradului de criminalitate, că e termenul corect în loc de infracționalitate, da? Deci de comitere de tot felul de infracțiuni. Și atunci cu atât mai mult ai nevoie să ai forță de poliție suficientă să-i apere pe ceilalți și să intervină acolo unde este cazul. De-aia, da, nu vom întârzia foarte mult până să avem o asemenea discuție, o asemenea întâlnire, cum o să-i zicem, workshop, masă rotundă, chiar nu contează cum îi spunem, dar cu cei responsabili din poliție, pentru că e cazul să se ia niște decizii care au și un impact bugetar, fără doar și poate. Noi am tot emis recomandări, dar... Da. Bine, vă mulțumim foarte mult. În următoarele ore o să fie încărcat raportul și... E deja pe site? E deja pe site, colega.